Comandantul român Dan Sandu a murit pe 19 aprilie la bordul unui vas sub pavilion Liberia. Nava, aflată în marș în acel moment, a fost direcționată de proprietar spre un port din Indonezia pentru debarcarea trupului celui decedat și îmbarcarea unui alt comandant. Surpriză însă! Autoritățile indoneziene au spus nu, iar agenții navei au contactat alte porturi din sud-estul Asiei, fără succes însă. Nava era în marș, plecase din Paradip spre China. Am ținut legătura cu cel care ne-a anunțat, cel care lucrează și pentru firma grecească, pentru că armatorii sunt greci, și ne-au zis să stăm liniștiți, asigurarea se va ocupa de repatrierea trupului și de absolut toate formalitățile, va fi ceva de durată pentru că sunt condițiile astea speciale create de COVID, dar nu ne-am așteptat ca toate lucrurile să ia întorsătura care au luat. Prima dată vaporul s-a oprit în Indonezia. Primele încercări acolo au fost ca să lase trupul. Promisiunile verbale că se va accepta, iar apoi s-a terminat. Deci nu a fost posibil și au fost nevoiți să plece spre China. Într-un sac, într-o cameră frigorifică. Trupul neînsuflețit al domnului comandant Sandu Dan se află la bordul navei Vantage Wave încă din 19 aprilie 2021. Nava a încărcat din India și aluminiu și mergea către China pentru descărcare. La 4 zile după ce a părăsit portul, domnului comandant i s-a făcut rău și probabil că a suferit un infarct miocardic care a fost fatal. De atunci corpul însuflețit este în frigiderile, se află în frigiderile navei. În China pe 7 mai a ancorat undeva în radă. De atunci până acum n-au avut dană de descărcare. Autoritățile chineze nu doresc preluarea corpului însuflețit, le e foarte frică de un focar de COVID-19 cu tulpina aceea indiană foarte, foarte agresivă. Pe 5 mai, nava a ajuns la Shanghai, unde a trecut în proprietatea altor armatori, însă coșmarul familiei Sandu nu s-a oprit. Autoritățile chineze au transmis și ele că nu permit debarcarea comandantului decât dacă acesta este incinerat cu promisiunea că vor repatria urna. Familia comandantului a respins vehement incinerarea, dorința rudelor fiind să-l îngroape creștinește. Când au aflat că există pericolul ca trupul marinarului să fie aruncat în mare, familia s-a răzgândit și a acceptat în scris incinerarea, însă nici această variantă nu pare a fi suficientă. După vreo 2 săptămâni și ceva, am primit înștiințarea că ei nu sunt de acord cu repatrierea trupului și să facem alte demersuri, că o să fim de acord cu incinerarea sau cu înmormântarea în mare, care m-a îngrozit și nici nu vreau să aud de așa ceva. Suntem de acord și cu incinerarea, numai să știm că l-am adus totuși în țară, într-o urnă, ne-am gândit până la urmă, asta este și cu asta basta. Alte demersuri, alte 2 săptămâni, ca să aflăm sâmbătă acum că de fapt nu sunt de acord nici cu incinerarea. Pe motiv de COVID. Vaporul a venit din India, ați văzut ce nebunie a fost în India, totuși suntem în secolul 21. Sunt costume speciale, să fim serioși, adică mi se pare așa o aberație.